Băsescu, care încearcă să mai facă zgomot în politica românească. Din păcate, el nu realizează un lucru esențial, a spus tot ce avea de spus în politică, cu bune și mai ales cu multe rele, și lucrul ăsta îl face necredibil. Alminteri, el este un jucător inteligent și pragmatic. A dovedit-o de-a lungul timpului, are două mandate de președinte, numai că el nu mai este credibil. El a fost credibil atunci când critica. Încearcă și acum să se facă să câștige vot pe adresa sau să se adreseze unui electorat nemulțumit de PSD și de PNL. Însă nu mai reușește pentru că el a deținut frânele puterii timp de 10 ani de zile și n-a făcut mare lucru, ba mai mult. Eu cred că, sincer să fiu, în anul 2000, când el a intrat în forță în politică, în politica mare, eu nu credeam că PSD-ul va fi egalat la furat de vreun partid sau de vreo personalitate. Băsescu i-a depășit cu mult. Nu credeați că cei din PSD au... Sincer, nu puteam să cred că poate să-i întreacă. Amintiți-vă de Danian Popescu, da? De Rebenciuc, de Michi, da. Șpagă și așa mai departe. Iată că Băsescu a fost, din acest punct de vedere, campion. Ziceți dumneavoastră că Traian Băsescu nu mai are aceeași forță doar pentru că nu a făcut lucruri mărețe în cei 10 ani de mandat? Nu, sau pentru că, Traian Băsescu a avut o problemă cu imaginea, mai ales legat de situația fratelui său, de combinațiile cu tot felul de clanuri interlope și așa mai departe? Păi astea sunt lucruri corelate. Ziceți? Pentru că el ar minteri ca și mesaj adresat electoratului, dintotdeauna a știut să jongleze cu sensibilitatea oamenilor. Numai că faptele și coclețăriile pe care le-a legat, mai ales cu tunuri financiare date de el, de rudele familiei lui, de apropiații, de cei mai buni apropiații ai lui, îl fac să nu mai fie credibil. Asta e problema pe care el refuză să o înțeleagă. Alminteri, dacă vă uitați la mesajele lui, sunt curente. El critică foarte adesea îndreptățile și pe Iohannis, și pe Cioloș, și PSD-ul, și PNL-ul. Sincer, punctele în care lovește dor și dovedesc că este un bun cunoscător al realității politice. Numai că el nu mai poate profita, pentru că el nu poate să spună că vine ca un novice în politica românească. Domnule Manta, credeți că Băsescu și echipa lui de la centru, mă refer, saturat la maxim la alegerile din 5 iunie 2016? Da. El a făcut tot ce era de făcut. Absolut. Deci mai mult de atât, ziceți că poate. Nu poate. El nu mai poate. Pentru că toată lumea zice stați, nu vă îmbătați cu apă rece, urmează parlamentarele și e altceva. Să ne înțelegem, domnule, Băsescu a dat a avut un maxim, domnule, ca orice om, el lucrul ăsta nu înțelege. Categoric și declinul nu-l mai poate opri. El nu mai poate lua decizii șoc. Sigur, una din astea, această mezalianță poate constitui la nivel de centru și, repet, la nivel de jocuri subterane și de strategii, dar la nivel de electorat nu va produce un reviriment major al PMP-ului. Cu certitudine. Sigur, toată lumea se aștepta la un alt parcurs al acestui partid odată cu venirea lui Traian Băsescu. Toată lumea se aștepta ca PMP-ul să fie o forță politică, dat fiind faptul că era condus și este condus, iată, de președinții care a fost așa, doamna Manuela, președintele jucător. Nu mai poate. Nu mai reușește. Nu mai poate, pentru că PMP-ul nu poate fi o alternativă, repet. Eu cred că în viața politică românească
Poate fi loc de un partid puternic de opoziție, cum a fost PRM-ul odată, cum a fost partidul lui Dan Diaconescu. Deci este un electorat destul de numeros care este nemulțumit și de PSD și de PNL. E vulnerabil. Da? De acord. Eu sunt de acord că este nevoie de o forță și că societatea românească resimte această nevoie, dar nu poate fi Traian Băsescu. Da, aici e problema. Drept așa este. S-a demonstrat că, așa cum spuneați, în momentul de apogeu al PRM-ului sau după aceea PPDD-ului, dacă se va naște în viitor un partid de acest gen, va avea mare succes. Problema este să nu uite de unde, ce a promis și ce, ce uite, poate constitui un rebiriment, poate, nu spun că se va și întâmpla, dar este creat în rândul opiniei publice, se dă această senzație, acest partid Uniunea Salvați Bucureștiul, care poate fi Uniunea Salvați România, dacă aruncă și în, la nivelul județelor oameni care cât de cât să știe pentru ce fac politică și să o și facă cu răspundere și să nici nu fie compromiși, să știți că există. Premisele, există, repet, un electorat, dar nu-l poate lua Traian Băsescu. Dar au alt mesaj cei de la Uniunea Salvați Bucureștiul. Nu am mesajul ăla populist al lui Dan Diaconescu, Vadim Tudor. E altceva. Din acest punct s-ar putea ca să nu se atingă exact același electorat țintă care se îndreptată pe PPD. Nu la modul ăsta. Un electorat care... ceva mai elevat. Da, dar în același timp nici nu mai suntem acum 15-20 de ani de zile când lumea îl putea crede pe Vadim că, în 2012, că face Dan un stadion. Dan Diaconescu a demonstrat că poate avea aceeași forță. În 2012. Nu s-au schimbat multe până acum. Au început oamenii să se schimbe. Da, dar nici nu mai cred tot de felul de gogoși. Adică credeți că mai poate prinde la publicul mare? Eu sunt de acord că există segmente și sociale care pot fi manipulați în sensul ăsta ordinar și aberant într-o societate normală, anume că face pe un stadion și judecată și pe toți corupții bagă la pușcărie, cum făcea Vadim, sau Dan Diaconescu că dă 20.000 de euro la fiecare cetățean al României și multe alte aberații. Se pare incredibil să crezi așa ceva. Exact. Cum poți crede că dă cineva așa? Și iată, au fost oameni care au putut fi manipulați. Din acest punct de vedere, Uniunea Salvați România, să zicem, vis-a-vis de denumirea de Uniunea Salvați Bucureștiul, poate constitui un aspirator de voturi pentru cei nemulțumiți și de aceea vă spun că Băsescu, după părerea mea cu PMP-ul, nu va atinge pragul electoral chiar după această fuziune. Interesant ceea ce spuneți. O să vă întreb imediat, revin la PMP și UNEPR, dar vreau să, ca să adus vorba despre Uniunea Salvați Bucureștiul, care probabil în viitor va fi Uniunea Salvați România, va fi USR. Pe cine ați vedea dumneavoastră de aici, din județul Gorj, ca preluând organizația județeană? Sunt mulți. Care să aibă și, să se plieze pe politica partidului. Cine au fost câțiva oameni redutabili care s-au aruncat chiar la candidatura pentru primărie de la România Unită, de la Mișcarea Liberală. Da, mi s-au părut câțiva. Amintiți-mi la Mișcarea Liberală, cine a fost? Parcă echipa lui Chirițescu, din câte știu eu. Au fost câțiva, să știți. Sigur că ei nu erau cunoscuți. Exact. Ziceți că Dominicu State se pliază pe politica lui Șordan? Să știți că nu este exclus. Sunt oameni destul de ambițioși și bine pregătiți, care n-au în spate, să zic așa, acte care pot să-i facă vulnerabili și care pot
pot prelua. Eu l-aș vedea, de exemplu, da, și pe Marcel Romanescu, ipotetic, absolut ipotetic. Nu știu dacă va face o, dacă nu va face o, dar insistă, e un Romanescu lider. Să rămână la dumneavoastră, da, la PNL. E, și după părerea mea, bine face. Dar eu vorbesc la modul teoretic. Bine face că rămâne la PNL, că după părerea mea, mai devreme sau mai târziu, cu toate piedicile care îi se pun, el va reuși să spună ceva. Exact. Aceasta este realitatea. Dar n-a înțeles domnul Romanescu faptul că să se lanseze, să reușească, trebuie să plece din PNL. N-a înțeles asta. Deocamdată n-a avut, să zic, nici tăria, da, n-a avut nici determinarea și cred că n-a fost și suficient de supărat de către ceilalți. Da. Teoretic, exact. Teoretic există această posibilitate, așa că din acest punct de vedere, repet, există posibilitatea pentru o nouă formațiune politică să preia din electoratul de destul de numeros al nemulțumiților de către PSD, față de PSD și PNL. Se aglomerează treburile în PMP, revenind la acest subiect. Da. Sigur, cei de la UNPR vor avea pretenții. Nu știu dacă la Gorj, pentru că rezultatul obținut la Gorj chiar nu îi recomandă. La Gorj, v-am spus, dacă vă amintiți, am avut chiar o emisiune împreună, dar am și avut mai multe poziții publice și am spus că Popeangă și cu Iriza au făcut o greșeală ducându-se la PMP. Nu îi lega nimic de acest promisiunea, partid. Îi lega promisiunea lui Traian Băsescu, dacă este ea adevărată sau este doar invenția domnului Scarlat Iriza, că va fi pus primul pe lista la Camera Deputaților. Traian Băsescu este un perfid în politică și un mincinos de... Cine credeți că a mințit, Iriza? Mie, de exemplu, Iriza sau Băsescu? Numai un episod vă reamintesc. Deci, la alegerile din 2004 s-a făcut un sondaj curs și eu aveam 10% pe sondaj făcut profesionist. Primarul Crăciumaru pe funcție avea 6% avea Popeangă și 4% Bejat. Eu aveam 10%. Tot acolo eram toți. Adică, practic, da, și zice, bă, totuși ai cel mai mult, aruncă-te în față. Bă, asta e, te sacrifici pentru partid și după aia vedem noi. Și după aia, când am obținut 9%, adică exact cât se țepă sondaj. Zice, bă, păi stai, bă, pe ce tu vii cu pretenții, bă, tu te crezi politician, mă, tu iei o bătaie în halul ăsta, deși la 9% și se bal 2% până la urmă, tot, da? Da, da, evident, la un scor, bă, păi, păi tu pretinzi ceva în politică, tu consideri că mai reprezinți ceva în politică în condiții în care ai un asemenea rezultat? Și în urmă cu două luni am avut o discuție exact inversă. Deci cu cine ați purtat această discuție? Cu el, cu Traian Băsescu, și înainte și după. Și după. Sigur că da. Sigur că da. Personal, atunci când am avut întâlnirea și am vrut să-l bat. Și am vrut să-l bat la fizic. Păi da, bune? Pe cuvânt de onoare. Da, eu i-am cerut o întâlnire de 10 minute înainte de a pleca din Partidul Democrat, că eram președinte atunci. Și i-am amintit discuția. Bine, domnule, dar m-ați obligat să merg, că eu n-am avut nici prin gând, nu-mi trecea să mă duc la o bătălie în care să pierd. Adică este jenant să porți în semenea, dar m-ați obligat. Pur și simplu m-ați obligat. Bă, nu știu. Nu știu. Eu te-am dus acolo să te bați pentru partid. Tu ai luat scor sub partid. Partidul absese 10. Maiurea. Majoritatea știau că nu m-am dus ca să câștig. Nici nu puteam să o câștig. Eu eram, dacă era diferența atât de mare, realist. Crăciumaru era numai după primul mandat. N-a apucat să se erodeze ca acum după 4 mandate. Aceasta e realitatea. Păi și ce l-a scăpat pe Traian Băsescu să nu-l bateți? Ah, da. Nu are rost să revenim la acest episod care nu-mi face deloc plăcere, dar vreau deci, să spun că... Poate cuvinte vrea să scoateți în evidență faptul că omul chiar este neserios, exact, și ceea ce discutați la un moment dat nu poate fi susținut și la a doua întâlnire. El, Traian Băsescu, are avut un mare succes în politică pentru că este imprevizibil, are o inteligență nativă, dar mai ales speculează slăbiciunile oamenilor și ale sistemului social
social, politic, economic românesc. Deci, da, el a valorificat din plin slăbiciunile oamenilor și ale sistemului. Deși de multe ori nu era în măsură de a comenta multe lucruri. Absolut. O făcea. Absolut. Nu vedeți că încearcă și acum să o facă? Da, dar nu mai e credibil. Da. Vedeți, în 2004 era credibil. Eu știam ce-i poate capul. Că, na, stătusem 10 ani împreună cu el. Dar a păcălit încă multă lume. Nu mai poate. Am înțeles. Cu alte cuvinte, asistăm la moartea unui partid, da, UNPR-ul, și la categoric. Un drum care duce spre eșec al Partidului Mișcarea Populară, care a demonstrat n-am în opinia mică, dumneavoastră ce a putut demonstra. N-am nici cea mai mică îndoială. În, după părerea mea, locale? Domnul Iriza ar face mare greșeală să stea în PMP și să candideze, pentru că el are potențial, Iriza, la nivelul județului Gorj, mai ales dacă l-ar ajuta și Popeangă, ar putea obține undeva la 8%. Îi face bine această plecare într-un mandat la trei partide? Nu știu, nu, e greu, nu. Evident că nu îi face bine, dar aici este vorba de ce poate face el ca om. Ca om, adică are un potențial economic. Bine, dar dincolo de asta, sigur, are bani, omul poate să-și cumpere orice funcție politică și... Nu neapărat să cumpere, dar oricum, poate, ales, poate să influențeze, adică să nu o spunem chiar așa brutal, da? Ceva pe lângă... Bine, spuneți un felul dumneavoastră, da, dar ajungem tot acolo. Eu sunt mai directă, da, știți, eu nu prea fac așa, da, politică. Da. Ziceți noastră că are șanse în ALDE și nu are în PMP, domnul Iriza? A nu făcut știu atât de multe lucruri bune încât oamenii să știe de Scarlat Iriza și să-l urmeze? Hai să ne înțelegem, nu-i fac aici statuie lui Scarlat nu, Iriza. Nu, nu-i facem, n-are, că n-avem vorba nici materialele pe aici. N-a avut un... să zic așa, un mandat foarte... sau mandate anterioare care să-l facă imbatabil într-o viitoare luptă politică, dar n-a făcut nici multe prostii și din câte îl știu eu, el este un tip agreabil, adică și-a lăsat loc de bună ziua printre structurile din administrația județeană. Deci, din punctul ăsta de vedere, el mai poate spera cu forța economică pe care are, cu cunoștințele pe care le are, poate spera, indiferent la ce partid se duce, la un 3-4% pe care le poate obține personal, da? Și dacă se adaugă și cât poate să-i asigure partidul, evident că într-o anumită conjunctură poate să-i asigure încă un mandat de parlamentar, dar aici e discutabil. Sigur că primele șanse le are PSD-ul și PNL-ul, nu? Da, așa este. Nu știu, vine la ALDE, un partid unde lista e un pic cam aglomerată, domnule Manta. Știți că deja știm cine e primul pe loc. Nu e prea aglomerată. Domnul Dian Popescu și domnul Borcan, adică amândoi își doresc primul pe loc. Bun. Dian Popescu îl va elimina pe Borcan, Borcan, pentru Borcan că nu Borcan... Eu aș zice că e un tip de bun simț și un om de stis. Da. Adică are calități umane și morale care ar trebui să să-i ofere, da, posibilitatea să-l bată pe Dian Popescu, dar acum în politică astfel de calități acestea nu contează. Acestea nu sunt niște virtuți? Exact, nu, nu, chiar nu sunt virtuți în politică. Și atunci este clar că Dian Popescu va face jocurile. Vă propun o scurtă pauză de publicitate și revenim în studio. Continuăm această discuție din punctul meu de vedere extrem de importantă, pentru că dincolo de ceea ce exprimă membrii partidelor politice, cea mai interesantă este analiza politică a unui om care, vorba aia, de atâția ani face lucrul acesta experiență. Și știe cam tot ce mișcă în momentul acesta. Așadar, în publicitate revenim în câteva momente. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, alături de invitatul meu, domnul Pantelimon Manta, din partea Partidului Național Liberal. Sigur, domnule Manta, v-am prezentat de la PNL, dar nu am vorbit absolut deloc despre Partidul Național Liberal până în acest moment. Intenționez să o fac până la finalul acestei emisiuni, dar înainte de asta vreau să vă mai întreb, cum vedeți noastră
plecarea masivă a tinerilor din PMP, care până în acest moment nu au anunțat unde se vor duce, au anunțat doar că vor să plece. Ar fi Partid Național Liberal o opțiune a tinerilor din PMP în frunte cu tânărul Cătălin Brăilă, cunoscut om de afaceri aici în municipiul Târgu Jiu și în județul Gorj, un tânăr potent din punct de vedere financiar, omul are bani, a avut un țel la alegerile locale, nu a reușit ceea ce și-a propus, ca urmare pleacă cu tot cu organizații. Sunt explicabile aceste mișcări politice și ele se produc întotdeauna, fie în momente post-electorale, fie înainte de alte acte politice decisive, în principal alegerile, vin alegerile parlamentare, așadar acum suntem într-o perioadă propice unor astfel de mișcări politice, pentru că suntem în perioada post-electorală a alegerilor locale și ante-electorală vis-a-vis de alegerile parlamentare. Și din acest punct de vedere eu înțeleg atitudinea unor tineri. Tinerii de astăzi caută, se mișcă, sunt mobili, nu sunt legați ombilical de, cu atât mai mult în politică, dar nici în general, în viața socială și așa mai departe. Deci, sigur că ei ar trebui să vină, probabil spre PNL ar trebui să fie prima opțiune, mai ales că și în fruntea organizației județene este un tânăr. Eu sper să fie și la municipiu tot un Cine vedeți la municipiu, că tot ați adus vorba de organizația municipală? Sincer, eu îl văd pe Marcel Romanescu. Deci știți că Romanescu este persoana care, despre care se discută că nu va fi. Păi, dacă vor face și greșeala asta, cum au făcut și la stabilirea candidaturii pentru municipiu, după părerea mea, PNL-ul greșește, da. Nu spun mai multe, pentru că eu sper totuși, măcar în al 12-lea ceas, să facă un act de dreptate. Până la urmă, dacă i s-a făcut nedreptatea de a nu fi pus pe lista de candidatură pentru primar de municipiu, și aici nu e vorba numai de dreptatea făcută lui ca om, e vorba de un act politic absolut inexplicabil. Adică a dat naștere unui eșec politic până la urmă. Măcar în al 12-lea ceas să încerce să se îndrepte această stare de lucru și să-i se dea cezarului ce al cezarului. Considerați că nominalizarea domnului Lupulescu în defavoarea unuia dintre cei 5 sondați a fost făcută strict în ideea în care cei doi copreședinți au considerat că doar domnul Lupulescu ar putea să-l bată pe Florin Cârciumaru, sau este vorba de altceva la mijloc? Sigur, dacă aș fi credul, aș îmbrățișa prima variantă a dumneavoastră, pentru că explicația lor oficială a fost la un moment dat, domne, știți că cei 5 candidați au între 10 și 20% și dar nu mai au potențial de creștere, și am gândit noi așa că o figură de candidat care să întrunească niște calități, să fie ferm, să fi lucrat undeva într-un sistem în care ordinea, disciplina sunt la ele acasă, niște explicații din astea pompoase, așa, absolut teoretice, fără nicio legătură cu realitatea. Eu am mai spus-o chiar cu Octavian Lupulescu, am o relație foarte bună ca om și chiar ca un om de administrație. Eu îl consider un om bun de administrație, dar pe funcții numite. Deci Octavian Lupulescu nu era omul care să dea o bătălie electorală. Și lucrul ăsta trebuia să-l înțeleagă politicienii, că de-aia fac politică. Da. Să ne înțelegem, dacă nu faci altceva, la ce te pricepi? Listele la parlamentare, cum le vedeți la Partidul Național Liberal, în primul rând?
acum are probabilitate, vor fi cei doi lideri. Și e normal unul să fie senat, așa. Unul la senat, unul la deputați. Până la urmă, ca și joc politic, este normal să e îndreptățită. Tudor Pandu mai are forță să câștige acum... Vorbim de alegeri pe bune, nu redistribuiri și așa mai departe, povești cum și-a câștigat mandatul scrutinul trecut. Dom'le, PNL-ul are șanse să câștige Tudor, chiar dacă un este mandat Tudor Barbu de senator și două de deputați. Chiar dacă este Tudor Barbu la Senat? Tudor Barbu, ce să vă spun, e o figură pitorească, chiar și în politică. N-aș zice că chiar este un om politic catastrofal, sau nu? Mie chiar mi-e simpatic uneori, e volubil. Sigur, din păcate el nu se desparte de calitatea de ziarist. Și lucrul ăsta nu prea îl face suficient de compatibil, să zic așa, cu PNL-ul. Dar să știți că atunci când e în vervă, dacă este dispusă și piardă 2-3 luni de zile să stea aici, să bată județul ăsta pas cu pas, nu cred că ar fi probleme ca el să ia un mandat. Sigur, nu... Vreau să anticipez, știți bine că nu mai sunt în structurile de conducere ale PNL-ului, nici n-am vrut să fiu acolo, am agreat totuși ideea de a fi în birou politic municipal atunci când era condus de Romanescu și când se agrea varianta accederii lui Marcel Romanescu pentru o candidatură la funcția de primar. După aceea, sigur că am făcut pasul înapoi. Al doilea, a spus că, în opinia dumneavoastră, Partidul Național Liberal are șanse la două mandate de deputați. Al doilea pe listă, pe cine vedeți la deputați? Mi-e greu să spun acum. Militarul? Poate fi din zona Motu. Poate fi din zona Motru. Eu n-am așa o părere foarte, foarte bună ca un, dar asta e altceva. Au fost niște relații interpersonale din perioada când eram președinte și el mi s-a părut că juca așa la două capete și cu misie, dar sunt lucruri vechi, nu am resentimente. Militarul poate mobiliza în zona Motrului. A văzut că a făcut o treabă foarte bună la locale. Da, da. Domnul Gianu. Da, da, el este un bun organizator, are și o experiență, deci el poate aduce voturi din zona aia. Pentru că e o zonă importantă și mai ales că am câștigat și primăria Motru și pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută. PSD-ul acolo s-a așteptat să zdrobească, da. Mai ales că Hanu a jucat, el a făcut jocurile acolo, dar uite că oamenii s-au cam săturat și mulți politicieni nu înțeleg asta, că trebuie să facă pasul înapoi, nici la nivel central și nici la nivel județean și cu atât mai mult uneori la nivel local. Iată, primărița de la Alimpești, dar nu se mai aștepta nimeni să piardă. Amintiți-vă de primarul de la Roncu și mulți alții care au gândit că pot ieși cu picioarele dinainte, cea de la Berlești, și după părerea i-a trecut glonțul pe la ureche și nu Cărciumaru. Dacă aveam un candidat fezabil care să poată exploata vocea nemulțumiților, Cărciumarul la nivelul municipiului putea fi bătut. Din moment ce a căzut la 40%, este clar că, repet, un candidat care să fi fost cu adevărat un candidat de forță putea să-l bată lezne. Ce cu declarația domnului Cârciumaru, cum că-l vede pe Adi Câmpeanu la alegerile parlamentare? Bun, Adi Câmpeanu este un primar de forță, de 90 a fost la ceva noi la sută. PNL-ul, din păcate PSD-ul a profitat atunci cu ordonanța aceea și l-a luat. Da, e un primar de 90%. Poate fi o variantă pe zona... Pe ce loc? Asta e problema.
Important e dacă se dă un loc eligibil. După primul părerea, loc este al lui Victor Ponta. Dacă mă întrebați pe mine, adică pe ea nu va prinde un loc eligibil. E, probabilitatea este foarte mică, adică unul la Senat și primele două la deputați. Sigur, semi-eligibil poate fi la PSD și locul 3 sau poate chiar și locul 4, în sensul că dacă cumva nu car obține un asemenea număr de voturi, ci în ideea că poate pleacă, să zicem, unul din primele două locuri sau... Știu, poate fi? Chiar la Senat. Cum ar fi? Cine să poți să nu știu, la... poate să candideze, de exemplu, Victor Ponta, da? Și să acceadă la un post în executiv. Nu știu. Sau spre sau să plece la alde, structurile Victor Ponta. Europene. Sau știu, poate chiar o condamnare. Eu nu-i doresc, dar nu este exclusă. Evident că nu este exclusă, dar în opinia dumneavoastră, procentul condamnat, necondamnat, care ar fi? Egalitate 50-50 sau... Nu, cred că este sub. În favoarea necondamnării, dar... Instanța este imprevizibilă, deci... Până la urmă și cred că și el ar fi trebuit să nu mai fie așa de prezent în viața publică în perioada asta când are dosarul. Eu am spus-o, Victor Ponta poate avea un cuvânt de spus în continuare în politica mare din România cu condiția să scape de dosarul penal. Dacă nu scapă și atât timp cât încă este cercetat penal sau în celălalt dosar judecat, ar trebui să nu mai fie așa de zgomotos în viața politică, dar sigur că face parte din felul lui de a fi. Ziceți noastră că ar trebui să stea liniștit o vreme. Așa ar fi normal. Dacă ar sta liniștit o vreme, asta ar însemna să... nu mai fi atât de vizibil, lumea nu. Să uite un pic de nu cred că l-ar uita. Prezența nu, lui. Nu, iar eu, notorietatea eu spun, este o eu spun clar, fără echivoc, dacă scapă de dosarele penale, poate reveni pe cai mare în politică. Nu știu dacă se va întâmpla asta până la alegerile din toamnă. Nu așa de repede, oricum dosarul nu poate să finalizeze nici măcar ăla care este în curte de judecată până la... L-ați fi sfătuit să sară alegerile parlamentare? Mi-e greu să-i dau eu un sfat lui Victor Evident Ponta. Că nu-i dat. Sincer, nu cred, la lui, dar cred că ar fi trebuit să o facă. Să sară peste... Dacă eram în locul lui, aș fi făcut. Adică aș fi strâns din dinți, aș fi stat pe margine și după aceea, dacă scăpam, veneam cu toate aturile în forță și în politică și în administrație. Se discută despre varianta în care nu este sigur Victor Ponta primul pe lista la PSD. Știți? Nu cred această variantă și să vă spun de ce. Dacă, decât dacă o vrea el. Deci dacă o vrea el. Dacă el va vrea să vie, cu certitudine va fi, pentru că eu refuz să cred că Dragnea va juca așa de urât față de el și până la urmă pot accepta că în politică pot fi jocuri și astfel de jocuri urâte, dar nu pot să-l cred așa de inconștient să-l jignească într-atât încât să nu pună candidat la cu Cucamăcăi, că pentru ei de la București, județul Gorj, e un fel de cu Cucamăcăi, eu îmi cer scuze, dar așa îl văd ei de acolo. Și atunci e greu să cred că Dragnea poate merge până acolo cu impertinența și cu nerecunoștința față de Ponta încât să nu-l accepte candidat aici. Deci în varianta asta nu cred decât în situația în care chiar Ponta ar hotărâ acest lucru. Așa încât... Semnalele pe care i le-a dat Dragnea lui Victor Ponta nu indică inclusiv faptul că... Bună, putea semnalele astea, ceea ce spuneți este corect.
Este clar că între ei nu mai este relația nu este tocmai ok. Din potrivă, eu cred că în particular ei s-ar și-ar da în plex cât ar putea. Dar în mod oficial pentru ambii și pentru partid ar fi un dezastru. Ori ei sunt oameni politici cât de cât experimentat, chiar da, experimentați, chiar dacă fierbe sângele în vine, așa încât cred, repet, de aceea nici nu cred în varianta care ar fi prostească din punct de vedere al jocului politic pentru Dragnea să nu-l accepte candidat aici pe primul loc. Dacă Victor Ponta se hotărăște să candideze, dacă Victor Ponta este lăsat să candideze aici la Gorj, dacă Victor Ponta va candida, sigur, va și ocupa scaunul de deputat și dacă va scăpa de dosarele pe care le are în momentul acesta, în atenția judecătorilor, Victor Ponta ar fi o reală amenințare pentru Liviu Dragnea în viitor. Da, asta este o certitudine. Iar Liviu Dragnea nu-și permite să mențină oameni care în viitor vor reprezenta pericol pentru el. E strategia tuturor liderilor politici, domnule Mandru. Să-și elimine adversarii. Nu contează. Este foarte, analiza este pertinentă și e corectă. Nu am a obiecta. Numai că Dragnea oricum este vulnerabil și partea altor contracandidați. El nu are acum vizibil contracandidat. Dar vor apărea, pentru că el nu este o personalitate extrem de puternică în PSD, așa cum a fost Iliescu, Năstase, Ponta. Dragnea nu se ridică la acest nivel, așa încât cu certitudine se vor găsi contracandidați, chiar dacă nu va fi Victor Ponta. Și cu atât mai mult reacția în partid va fi, dacă nu de revoltă, oricum de nemulțumire, chiar dacă nu se exprimă public vis-a-vis de modul cum se comportă el cu Ponta. Deci din punctul ăsta de vedere Dragnea pierde puncte și aici. Da, suntem la final, dar mai am o ultimă întrebare legată de această chestiune. Dacă Victor Ponta va pleca din PSD, va lua cu el și aripa din PSD care îl susține, sau PSD-ul nu se dezminte și rămâne aceeași echipă completă, indiferent cine pleacă din partid? În primul rând, nu cred că Ponta va pleca din partid, nici nu se poate vorbi acum de o astfel de plecare. Repet, el trebuie să-și clarifice problema dosarelor penale și după aceea să ia o decizie politică. Dacă ipotetic ar lua asemenea decizie, ar lua un număr mare, dar nu atât cât crede el, pentru că în general ei sunt bine așezați, bine structurați și au rezistat de-a lungul timpului tuturor intemperiilor. A plecat Joana, a plecat exact, cu mâna goală. Exact, amintiți-vă, când a plecat Joana, a plecat cu mâna goală și chiar și Petre Roman când a plecat din FSN. De la Gorj sigur nu va pleca nimeni cu Ponta. Puțin probabil. Călinul Cârciumaru sigur vor rămâne acolo. Păi, nu știu dacă ei mai trebuie să spună ceva în politică. Bună asta. Da. E o concluzie cu care încheiem emisiunea, domnule Manta. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară. Vă doresc și dumneavoastră, domnule Manta, și dumneavoastră, stimații telespectatori, o vară mai puțin fierbinte. O vară mai puțin fierbinte. Iată că vremea ne răcorește un pic acum în această perioadă. Vă doresc weekend plăcut. Ne revedem luni. Toate cele bune!